găsit tuturor, bine ați venit la Cină, emisiunea în care Adi Hădean gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi, cum se cuvine, invitații la masă și pentru a le servi o porție dublă, o porție zdravănă de întrebări cu gust. Invitatul nostru din această seară este Gică Popescu, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ce este, practic, în premieră în această seară, este faptul că nu vom vorbi despre fotbal și asta nu doar pentru că eu nu mă pricep la sportul rege, ci pentru că... Posibil și pentru că nici eu nu mă pricep la sportul rege. Dar și pentru că le-am promis telespectatorilor acest nou format în care oaspeții vor fi prezentați într-o altă ipostază decât aceea cu care ne-am obișnuit. Lasă vorba. Bun început de emisiune avem. Ești pregătit să gătești? M-am născut pregătit să gătesc. E ușor, Adi, de intuit ce primim la început în această seară la masă, nu? Vă dau bună seara, vă dau la început niște hamon iberic cu vin roșu, că avem bun și în seara asta. O să mai avem o mâncare armânească, știi, pentru că soția lui e aromâncă, așa că avem piperchi țârgâsâți. Mamă, dar ce pregătit ești! Da, da. Și pentru că mă gândesc că Gică, fiind din partea asta a Carpaților și crescut aici, știe ce sale a ce o să avem... Știi, uite, apropo de denumirea asta nerușinată, eu cred că tocmai de asta românii nu comandă la restaurant așa ceva. Cum îți imaginezi că se așadă Gică Popescu pe scaun la cârciumă de fite și cere, bună ziua, dați și mie... Corporatiștii mei, de unde dai o mâncare la amiază, mi-au cerut zilele trecute o p***ce și doi mucenici. Deci se poate. Adică am înțeles. Și cu sexul și cu doamnă, doamne, de fapt. Dar nu are nicio legătură cu sexul. Are legătură pentru că am făcut un pic de documentare. Nu doar în capul meu. Practic, această parte provine din zona inghinală a porcului. De aceea se și numește așa. Ok, se și numește așa pentru că atâta imaginație au avut înaintașii noștri. Dar nu e un organ, e o parte musculară. Face parte din zona inghinală a porcului. Ăsta e adus din Spania? Da, ăsta e din Spania. Găsim și la noi? Găsim. Găsim în supermarketuri. Nu neapărat calitate de top în supermarket, dar mai sunt mici. Dar sper că aici avem delicaterii. Top. Da, asta e foarte bun. E scump? Știi cum? M-am învățat despre mâncare. E scumpă numai dacă e proastă. Dacă e bună, nu e scump. Și dintr-un hamon, că e de 400 de euro sau că e de 5.000 de euro, dacă știi să tai, poți să produci foarte mult, adică ăsta se mănâncă în felii subțiri, nu muști din el ca brontozaur. Ei, hai că ne prinde Gică, ne pregătiți. Păi mai întâi și mai întâi facem treaba aia cu viperchi. Iau niște ulei și îl pun într-o cratiță. După ce se încinge uleiul, pun ardei ăștia acolo și îl las să se frigă puțin. Și când sunt fripți un pic și pe margine, văd că încep să capte culoare, știi, așa să se rumenească. În restul ingredientelor, care restul ingredientelor înseamnă pasta asta de roșii, niște telemea din lapte de oaie și un ou bătut. Și aia e tot. Deci pasta pot să o fac și eu clar. Poți, ok, poți să mai pui un pic de sare, un pic de piper dacă vrei. Temperatură destul de mare, un pic de ulei, nu foarte mult. Deci asta e o rețetă care durează maximum 10 minute, nu? Maxim 10 minute. Acum, dacă tot suntem aici și pot să fac mișcarea asta, pun niște unt, îl las să se topească. Ai jumătate de pachet acolo, așa nu, mult? E o treime de pachet, lăsați. O treime. Că nu e din banii dumneavoastră, trebuie cu socoteala. Și în untul ăsta pun acești morcovi. Și las să se rumenească încet, fără mare grabă, cu temperatură mai joasă, pentru că ăștia să fie garnitura pentru felul principal. Avem ardei ăștia care sunt rumeniți, am pus și niște sare peste ei, pun bulionul ăsta. Niște telemea. Și nu spune că asta-i tot. Mai urmează un nou bătut. Te rog, sparge vinul. Abia acum avem exprimarea corectă. Gătim pentru Gică Popescu, da? Da, da, știu că... Să se noteze. Hai că la asta-s pricepută, da? Mă punea mama să bată ouăle pentru chec atunci când eram mică și mi-a rămas această deprindere, uite.
Eu zic poftiți destul. Poftiți, șeful. Mulțumesc. În momentul în care, da, am văzut o coajă. Veșnic nemulțumit. Da, nu mă arăt proști, știu. În momentul în care pui oul aici, poți să iei tigaia de, pe... tigaia de pe foc. E destul de fierbinte, oul se va găti, nu vă faceți griji. Da, vreau să fie cremos, știi, să nu se gătească foarte repede, pentru că dacă îl pun cât timp asta e pe foc și fierbe și bolborosește, oul se transformă foarte repede în omletă. Eu vreau să obțin un sos cremos. Păi, e cam asta, să știi, atât ai tot. Îi lăsăm pe ăștia să se rumenească, îi mai întoarcem de pe parte pe alta din când în când și când a ajuns gică, dăm drumul la grătar, că avem grătar în casă, suntem domni, și frigem carnea. Am terminat aici. Desfacem un vin? Hai, ha. De când aștept să mă întreb? Salut, mâna! Bună seara! Bună seara! Bine ai venit la cină! Bun venit! Mulțumim că ești cu noi în această seară! Noroc! Dar și cu nașul. Cum? Sigur că da, cu nașul oricând. Mi-am găsit nașul și la masă și la biserică. Sper că ți-e foame. Da, nu puteam să ratez o cină gătită de Adi și la cea de seară lipsit de cu tine. Te rog. Ce-ți place să mănânci? Te iau din prima. Ce mănânci cu foarte mare plăcere? Nu sunt un tip foarte pretențios, toate că îmi place să mănânc bine. Sunt un gurmand, sunt pofticios. N-am crescut într-o familie foarte bogată, o familie care în perioada aceea cu greu putea să pună pe masă o cină copioasă. Vreau să te rog să închizi ochii, să-ți imaginezi că ai 7 ani și că ești acasă în bucătăria părinților tăi. În bucătăria... Spune-mi ce vezi. Castron de cartofi prăjiți devenit scrum. Când eram copil, împreună cu vara mea primară, ne-a lăsat mama singură acasă și am încercat să ne facem de mâncare. Și am uitat castronul de cartofi prăjiți pe foc și am dat foc la bucătărie, după care ziua următoare a trebuit să fie zugrăvită de către mama mea. Da, am și eu amintirea asta cu scrumul în casă, aveam 6 ani și un pic. Da, și... vă seama că asta e treaba băieților, da. Eu n-am dat foc la casă. Am făcut primul castron de cartofi prăjiți, ne-am apucat să-l mâncăm și am uitat că caldurile era pe foc. Și atunci a luat foc, era gata să dăm foc la bucătărie, noroc că doar s-a fumat. Era primul altă. Mulțumesc! Eu am comis-o cu bomboane de zahăr ars. Știi, bunica din partea tatei ne făcea zahăr ars, caramel, cu nucă. Știi, și îmi plăcea teribil chestiunea aia, mai ales nuca așa prăjită în zahărul ăla, știi, adică e o nebunie. Am învățat cum se face, doar că n-am învățat să și fiu atent la asta și într-o zi am vrut să le fac fraților mei și am pus-o pe foc și am plecat afară la joacă. Am stat foarte mult timp lângă mama în bucătărie, când eram mic, dar de multe ori mă și gonea afară și spunea, băi, tu ești mai mult fată decât băiat. Și așa am căpătat gustul ăsta pentru gătit, unul dintre lucrurile care îmi place foarte mult să le fac în timpul liber, chiar dacă este puțin timp liber, este să gătesc. Ce gătești? De toate, pește, carne, îmi gătesc foarte multe paste pentru că o perioadă am stat singur, în perioada când jucam și trebuia să-mi fac și de mâncare singur, iar unul dintre lucrurile mâncate de către sportivi sunt pastele și a trebuit să învăț să gătesc, să calc, să spăl, să... Fac multe lucruri de unul singur. Viața de burlac. După care am început să iubesc statul în bucătărie și este unul dintre lucrurile pe care le fac cu plăcere. Te relaxează. Mult de tot. Care este gustul copilăriei tale, în afară de cartofii prăjiți, că am înțeles? Arș. Ce-ți plăcea din ce făcea mama acasă, la calafat? Și mi-am păstrat acest gust, sarmalele. Sarmalele erau... Nu le făceam fiecare zi mama, pentru că, repet, în perioada copilăriei mele era perioada grea din epoca comunistă și cu greu ajungeai să poți face în fiecare zi, aproape imposibil să faci sarmale în fiecare zi și le făcea. Odată la 2 săptămâni, duminica, pentru că duminica la prânz era masa pe care o așteptam cu toții, că mama făcea și desert, dar celelalte mese nu aveam desert.
Dar duminica se știa, la desert aveam ori clătite, ori gogoși și la loc de cinste sarmalele. Hai să mâncăm, te rog. Cu mâna, da. Cu mâna, dacă așa hamon, a spus, da, șeful. Hamonul arată foarte bine. Nu, e mai mișto să mănânci hamon cu mâna, pentru că atunci când îl iei cu mâna, el se încălzește un pic. Știi, se încălzește și începe să libereze ceva mai mult aromă și e păcat să nu simți aia. Încălător de hamon, adică n-am mâncat de mult. Ăsta e chiar un hamon bun. E foarte bun. Cât de des îți scoți soția la cină? Încerc cel puțin o dată pe săptămână, în cursul săptămânii, pentru că în weekend ieșim aproape în fiecare weekend. Cel puțin o dată pe săptămână ieșim la cină. Am văzut undeva că așa ai și cerut-o de soție pe Luminița, la cină, nu-i așa? Da, bine, în perioada aceea nu erau foarte multe posibilități unde să-ți inviți prietena și am invitat-o pe lume atunci la un restaurant franțuzesc. Se spunea că era cel mai bun restaurant franțuzesc din oraș, într-unul dintre hotelurile bucureștene. Și am invitat-o la cină, atunci am cerut în căsătorie, da? Răspunsul pe care l-am primit n-a fost cel pe care mi l-aș fi așteptat imediat. A spus, dar n-a trebuit să mai vorbim și am rămas mărmurită, cum să mai vorbim? Spune da sau nu și avem timp să vorbim după aceea. Și după aceea a zis da, s-a bucurat, s-a ridicat în picioare, m-a luat în brațe. Nu cred că atunci când este vorba de sentimente, nu ai niciun fel de unitate de măsură să măsori sentimentele. Sunt oameni care s-au căsătorit la 300 de ani după ce s-au cunoscut, oameni care au stat 8 ani de zile și s-au despărțit după 8 ani de zile. Deci eu cred că această chestiune a sentimentelor nu are unitate de măsură valabilă pentru toată lumea la fel. Da, unii măsurăm sentimentele în timp, alții în intensitatea lor, deci nu este o chestiune comună. Cum îi vezi pe români astăzi, la 30 de ani de la Revoluție? Văd foarte multe comentarii pe care le fac mulți oameni în anumite situații și întotdeauna primează partea negativă. Lumea și-a pierdut încrederea în tot ce există în țara noastră, din păcate, iar eu nu sunt de acord. Eu sunt tip și-a pierdut care încrederea și lumea a plecat să trăiască în străinătate. Pentru că foarte mulți români trăiesc departe de țara lor și nu neapărat pentru că au căutat acolo. Nu trăiesc tocmai bine, crede-mă. Toți cei care trăiesc afară au siguranța zilei de mâine, dar e foarte greu. Nu este așa de simplu pentru cei care trăiesc afară. Dorul de casă e sfârșietor. Dorul de casă sunt mulți care și-au lăsat copiii, și-au lăsat părinții pentru a avea un trai mai bun în străinătate, dar dacă stai de vorbă cu mulți dintre oamenii care trăiesc în străinătate, nu sunt atât de fericiți. Probabil că nici acasă nu erau fericiți, de aceea au ales să plece în străinătate. Semeni cu mama sau cu tata? Cu mama. Cu mama ca și spirit. Mama e o persoană inimoasă, o persoană are 75 de ani. Mulțumesc la fel, care are o energie incredibilă. Din acest punct de vedere, semăn cu mama. Te opresc oamenii pe stradă? Nu, atunci nu erau aparate de fotografie. Astăzi. Da. Adică se întâmplă să fie vreun om care să nu-și dea un cod cu nevasta, uite pe Gică Popescu. Asta este un lucru care pe mine mă bucură enorm și de aceea toată lumea că mă întreabă acasă. Pentru mine acasă este aici, în România, pentru că aici mă opresc oamenii pe stradă. Mă duc și la Istanbul și se opresc oamenii pe stradă, mă duc pe stadionul la Istanbul și multă lume îmi spune de Gică Popescu și de Hagi. Da, bine, apropo, eu n-am pus întâmplător întrebarea asta, pentru că vreau să fac și eu un selfie cu voi în această formulă, la cină. Ar fi păcat să nu avem această fotografie pe care la un moment dat să o punem într-un album sau aici pe perete. Ești un om bogat? Sunt un om bogat, da. Pentru că la mine bogăția nu stă în banii din cont. Pentru mine bogăția înseamnă oamenii care am în jur, să am o familie frumoasă și fericită, să am doi copii realizați. Pentru mine asta e bogăție. Ești obișnuit cu felul ăsta de mâncare, nu? E un fel de mâncare pe care îl face și soția mea și am constatat faptul că este oarecum diferit cel făcut în casă și cel făcut de un bucătar. Ai grijă ce spui. Nu, n-am spus care e mai bun. Bineînțeles că soția mea e mai bună. Asta era ideea, da. Pentru că îl face de când era copil. Când era copil, îl face, este mâncare machedonească pe care o face foarte de soția mea. Sau o făcea atunci când noi eram așa cu câteva kilograme în plus. Hai să vorbim și despre copiii tăi. Ce fac ei astăzi? Eu sunt un tip foarte flexibil de fel, însă unul dintre lucrurile pe care nu le-am negociat niciodată cu copiii mei a fost școala.
Întotdeauna am spus copiilor mei că eu am făcut sport la cel mai înalt nivel. Am jucat la cluburi importante și am încercat să fac performanță oriunde am fost. Și că niciodată nu voi accepta ca ei să joace la echipe de mâna a doua. Adică să facă școli care să nu fie în primele 20 din lume. Maria face o facultate de top. Nico se pare că are foarte mult talent și joacă fotbal, este în echipa națională de junior, joacă la Viitorul, la junior și este și în planurile echipei mari, cu toate că știe foarte bine că atunci când termină școala, el era fericit. Termin școala, am terminat. Fotbal, gata, nu merg la facultate. Dar urmează partea a doua. Cum partea a doua? Păi, care e înțelegerea noastră? Că terminăm și fotbalul este decât o perioadă din viața ta. La 35 de ani începe viața efectiv pentru tine și atunci trebuie să fii pregătit. Și nu poți să fii pregătit pentru viață dacă n-ai studii superioare. Spune-mi, te rog, am această curiozitate și nu mă pot abține să întreb. Jucați fotbal împreună? Da, jucam când eram mie, jucam în cot acasă. Acum mai jucați? De fapt, ce mă interesează este dacă îl lași vreodată pe el să iasă învingător. E foarte, n-a ajuns la nivelul încât să poată să treacă de mine, să mă vadă pe mine. Ca să-l vadă pe Gică Popescu are mult de muncă. Adică la nivelul ăsta este orgoliu? Eu pot să mă las, adică am purtat degeaba banderola echipei naționale 35 de ori pe braț, ca să lase băiatul meu să câștige, ca să ajungă, are mult de muncă. Și el știe asta. Da, te bucuri când o să te învingă? Atunci când va reuși să treacă de mine, așa moș cum sunt eu, când va ajunge, fotbalistii vorbind, atunci când va trece de mine, atunci va ajunge să facă performanță. Vreau să vorbim în continuare despre familie, pentru că a fost o perioadă din viața ta în care ai lăsat familia, nu pentru că ai vrut, la distanță. S-au împlinit recent 6 ani, dacă nu mă înșeală memoria, de când ai trăit probabil cel mai greu episod din viața ta. Și vreau să-mi spui cum a venit vestea aia, cum le-ai spus celor de acasă că trebuie să mergi la închisoare. Într-adevăr, n-a fost o perioadă prea bună, de fapt cea mai dificilă perioadă a mea, însă m-a întrebat care a fost cel mai greu moment. Eu n-am fost pregătit de acea decizie, pentru că știi că lucrurile s-au desfășurat într-o anumită manieră, ești oarecum liniștit. Cel mai greu moment a fost după aflarea veștii, da? A doua zi erau alegeri la Federația Română de Fotbal și noi ne împreună cu echipa mea pregăteam speech-ul de a doua zi, deci nimeni nu se gândea la așa ceva. A venit undeva în jurul prânzului decizia, am plecat acasă, a venit toată familia, era la mine ca la mormântare, la mine acasă. Cumnata mea mare s-a dus să ia copiii de la școală și când am intrat în casă, normal, copiii simt. Da, era toată lumea plânsă, toată lumea tristă și am luat pe copii, împreună cu soția mea, și i-am dus în cameră, ne-am așezat pe pat. Și am început să le spun, vă știți că astăzi tati aștepta o decizie a instanței și în acel moment fata mea a spus, mergi la închisoare? Și atunci am izunit toți patru în plâns, a fost un moment cel mai dur om pe care l-am trăit eu vreodată, momentul în care le-am spus copiilor mei această decizie și un alt moment greu când am sunat la părinții mei. Am sunat acasă, tata era un tip de o personalitate incredibilă și când a răsunat telefonul nu a putut să vorbească cu mine și cu nod în gât a zis, ia-o pe maică ta, tip dur așa tata și un tip incredibil, dar n-a putut să ducă momentul ăsta și la două luni de zile după aceea s-a stins din mândrie, n-a putut să suporte umilința asta. S-a prăpădit tatăl tău când era închis. Să ne ferească Dumnezeu să ducem cât ne poate da viața. Vestea decesului ai primit-o acolo după grații. Da. A fost. Cine a venit? Soția mea. Ea mi-a dat și vestea cu decizia instanței. Și tot ea, dimineața, ne aveam un ritual, ghilimele de rigoare. O sunam în fiecare dimineață la ora 7 când se dădeau drumul la telefoane și ea era în fața, aștepta și venea la mine fiecare dimineață. 7 luni de zile a venit zi dimineața și seara, fără să lipsească o zi.
Și veneam fiecare dimineață zâmbind, era foarte, ce era în sufletul ei, nu pot imagina. Și atunci când a intrat, eu vedeam undeva după două uși, se vedea unde, fiind avocat, putea să vină în fiecare zi, acesta era marele avantaj. Și vedeam prin două uși care aveau sticlă. Și îi făceam cu mâna, n-a reacționat. Am trecut de prima ușă, i-am făcut din nou cu mâna, stană de piatră. Ce se întâmplă? Am trecut de ușă și de când am intrat, am fixat-o cu privirea și mergeam către ea, stană de piatră, îmbrăcată în negru. Am intrat în cabina respectivă și în picioare, ce s-a întâmplat? Și mi-a zis doar așa, a murit tata. Cu trei zile înainte, socrul meu, tatăl soției mele, căzuse din picioare, i se făcuse rău la noi acasă și căzuse din picioare, știam de la ea. Și am zis, zic, aoleu, socrul meu. Și zic, care tată? Tată de la Galavat. Și atunci ai, cum trăiești așa, un vis, zici că visești și aștept să te trezești. Am stat 10 secunde, n-am realizat, nu puteam, mintea nu mi-a asimilat această informație. Tata vorbisem cu 20 de înainte și era perfect, vorbeam cum o să mergem noi la pescuit și din delta să ne reluăm partidul noastră de pescuit. Și nu, deci nu puteam să asimile și m-am prăbușit. În 10 secunde m-am prăbușit, ea era în partea cealaltă a geamului, nu puteam, era cu mâna pe geam, iarăși un moment tensionat, un moment foarte tensionat. A început să plâng, dai seama, pierdut în tată, nu vorbești cu numărul la telefon cu 24 de ore mai înainte și după aia dimineața afli că s-a stins, a fost dur moment. Da? După aceea au venit zilele următoare, două zile în care nu știam dacă pot să merg la mormântare și am avut parte de înțelegerea directorului de la Rahova, care mi-a dat voie 24 de ore, ar fi putut să-mi dea voie și 3 zile, dar probabil că era un pericol public și foarte mare și era, dacă m-ar fi dat drumul 3 zile, cine știe ce rău aș fi putut să fac societății românești, dacă m-ar fi lăsat 3 zile, m-a lăsat decât 24, dar m-a lăsat dânsul, 3 zile trebuia să ne dea, cum se numește, ANP-ul, nu? Agenția Națională a Penitenciarelor, de acolo trebuia să vină acceptul și nu, au zis nu, 24 de ore. Da, am fost fericit că am putut să-mi iau rămas de la tata și în acele 24 de ore. E ceva ce nu i-ai spus cât trăia și regreți? Da, sunt multe lucruri, însă i le-am spus. Am mers odată la singur la mormântul tatălui meu când am ieșit și am avut multe lucruri pe care i-am spus, dar i-am spus la mormânt așa. Nu mai aveam valoare, dar în primul rând mi-am cerut iertare pentru că tot timpul am considerat că am mers acolo din cauza mea, pentru că dacă n-ar fi fost situația, o condamnare a mea, probabil că ar fi trăit și acum. E o povară grea. Este. Este, atunci, nu știu, mi-a luat așa de pe suflet. Erau momentele, tot timpul aveam chestia asta pe suflet și a simțit să mă eliberez. Copiii veneau la tine? Te-au vizitat, da, după gradii? Da, de două, pe lună. Cum le vedeai fețele? Încercau să te încurajeze? Că erau copii, nu. Copiii e greu, nu-și ascund niciodată trăirile. Au suferit mult. Durea mai tare suferința familiei decât faptul că erai privat de libertate după gradii? Noi bărbații suntem... Eu tot timpul am fost un bărbat puternic și un tip puternic... Dar lucru care te măcina și te era de inacceptat era faptul că ei suferau atât de mult. Și vedeai că suferă. Adică suferința se vedea la fiecare întâlnire pe care o aveai sau la telefon. Știi cum sunt într-o perioadă normală și după aceea le simți tonul care e diferit. A fost cel mai greu moment. Să știi că suferă foarte mult. Știi ce constat? Că nu spui niciodată închisoare. Spui acolo, în locul acela, a venit soția mea la mine, eviți să folosești acest cuvânt? Nu am vorbit niciodată. Vorbim cu prietenii, tot timpul spun, știi, când ai fost la studii, când ai fost la... Glumim pe tema aceasta. Da,
Să șterg vreodată acele dacă amintiri? Dacă n-ar fi uitare, am nebunit cu toții. Sunt lucruri care n-ai cum să le uiți niciodată. Deci sunt momente pe care nu le uiți, sunt locuri pe care închid ochii și am impresia că s-au întâmplat ieri. Cât de, cât de momentul care stai într-o încăpere lată de 1,30 m, cât a rămas asta? Aici suntem. 1,30 m. Cu înălțime de 3,5 m, e prea plăcut. Câți erați? Doi. A poți să fii și unul singur. La 1,30 m, e 1,30 m. Nu e simplu. Da? Astea sunt condițiile. Repet, bărbații adevărați fac față și unor astfel de situații. Mă duc să aduc și eu felul principal. Te așteptăm cu interes crescând. Ochiului sau cu ambii ochi către Adi. Da, tu te uiți și cu teamă și știu de ce ți-e frică. După de ce faptul am avut discuția la cum se numește mâncarea asta. Păi... mâncarea asta se numește ce de porc. Știi? Și este după mine cea mai fragedă bucată dintr-un porc și nu e organ. Da, numai vorbim că... despre mușchiul, e un mușchi din interiorul coapsei, știi cum ar veni? Da, din numai că eu am spus-o și un pic mai devreme, faptul că poartă numele ăsta nerușinat o ține pe această friptură departe de poftele publicului restaurant. Moda o ține departe și uite că moda o întoarce. Eu o vând în restaurant și te vinde foarte bine. Și nici doamnele, nici domnișoarele, nici domnii nu au o problemă în a comanda. Deci nu se sfiesc, nu? Să comandeze. Ce s-ar sfi, dar n-au cum să o comande altfel, că așa e scris. Asta da. Chestia asta. Da, poate fi, dacă te uiți, cât de ipocrit să fim. Două porții din asta. Și eu zic ce? Aici. Nu știu, să scriu, nu știu, citesc. Tu ești ca doamnele de la farmacie, care atunci când vine un domn, a zis și mie două prezervative. Ați spus două prezervative? Nu, trei. Trecem de la una la alta. Trecem de la una la alta? Am făcut un decor... Da, sunt niște morcovi pe care am copt în unt la temperatură subită. Sosul este un sos din pătrunjel cu un pic de ulei. Carnea e friptură. Și sosul pe care l-am turnat peste e super simplu de făcut și chiar la îndemâna oricui acasă. Atunci când ai făcut o friptură în tigaie, întotdeauna rămân niște rezidue pe fundul tigăii sau pe fundul cratiței. Scoți carnea de acolo și tu poți să torni apă sau poți să torni alcool dacă îți place aroma sau poți, nu știu, un vin sau o bere sau un coniac peste rămășițe și freci un pic cu lingura, știi? Se cheamă deglazurare procesul ăsta. Eu am pus niște divini, zice, un fel de coniac moldovenesc. Și este o mâncare ce merge foarte bine cu vin roșu, nu? Da. Asta e pleonasm, sănătate. E pleonasm, da? Vin roșu e pleonasm. Da. Stăți un pic, pentru voi, domnilor, nu există decât vin roșu, există vin alb foarte bun și doamnele îl preferă. Există vin alb senzațional, dar eu prefer să-l bea pe la roșu, dacă am voie să am preferințe. Știi ce spun spaniolii, care este cel mai bun vin alb? Ionela. Vinul roșu. Un pahar de vin roșu. Cel mai bun vin alb e un pahar de vin roșu. Între timp, aș vrea să schimbăm cumva brusc subiectul și dacă Gică Popescu îmi dă voie, eu am să le spun telespectatorilor noștri pasiunea ta de taină. E voie? Da, sigur. Pasiunea de taină a internaționalului nostru, a lui Gică Popescu, este jurnalismul cumva. Da, doamnelor și domnilor, Gică Popescu își dorește să fie reporter TV, practic. La un moment dat, după acea perioadă de care am vorbit mai devreme, vreau să stau o perioadă să mă liniștesc, să-mi iau familia, să călătoresc foarte mult. Primeam foarte multe telefoane de la foștii mei colegi, mă invitau la meci, mă invitau la tot felul de activități, de acțiuni. Și am zis, măi, trebuie să fac ceva, trebuie să-mi ocup timpul cu ceva. Și am decis să fac o serie de interviuri cu foști colegi de-ai mei, cu foști mari fotbaliști. Cu cine ai făcut? Am început cu Gică. Pentru că Gică Hagi, l-am considerat un jucător care merita să fie și
cu siguranță e merită a celor mai mari jucători pe care i-a avut Europa sau fotbalul mondial în toată istoria sa. Apoi am făcut cu Stoichkov, cu Hristo. Și Hristo a venit în România și a stat 3 zile, a fost în Delta, a stat la București, am petrecut timp de calitate împreună. Am făcut cu Figo pe Santiago Bernabeu și cu Puyol pe Camp Nou. Bine, hai să facem o foarte scurtă pauză pentru că aș vrea să vadă și telespectatorii. Un defensor quiere marcar un penal. Dice, era imposible. Y además tengo una apuesta de ganar con Ronaldo. Gordo, Ronaldo. El capitán era Gica Popescu. Digo, Gica, tiro el penal. Pa' dentro. Así que capitán. ¿Te has recordado? ¿Cuál de los dos es el mérito más grande? ¿Del Barça o de Madrid? ¿O de los dos? El mío. Dice, estás casado con él en un ex modelo estudiante y tienes 3 hijas, ¿no? Sí. ¿Cómo es vivir en una casa solo de mujeres? Pues de cierta forma me siento un shake, pero que solo digo que sí. Porque yo cuando estoy en casa y viene mi hija, mi mujer, mi suegra, mi hermana, mi madre, cojo la mochila y digo, chicas... Sí, no, madre, es que yo... No. Y no soy machista, mira, para nada. No, yo siempre... tampoco, yo tampoco, yo encantado con... Encantado con las mujeres. Yo encantado, pero sinceramente hay días que uno termina con la cabeza... Te digo, coges la mochila y sabes cómo hago yo, me voy al gimnasio, chicas, pero... os quedáis aquí que yo me voy. Pero es una suerte, mire, cuando tú no tienes hijos, en el momento siempre dices, no, un niño, porque juega al fútbol, eso que yo... Vino la primera, vino la segunda, vino la tercera... Y la verdad que encantado. Te hubiera gustado un niño, ¿no? Bueno, no sé si sería bueno o malo por la presión que tendría. Si le gustara. Hay que equilibrar un poquito el balance. Sí, solo por eso, pero sí. Solo por eso. Pero bien, estoy feliz. Să muncești până la un mic punct când te simți împlinit. Am vrut să ies pe partea din față, să nu las ceva acolo, lumea să mă țină minte puternic. Acum să ai peste 30 de copii? E bine, nu știi vorba mea. Până acum Dumnezeu mi-a dat 2, dar eu am vrut să am 300. 300? Da. A fost, da. Și acum vedem, o să fiu fericit la bătrânețe. Ați văzut, așa cum am spus, este pasiunea de taina lui Gică Popescu. L-ați văzut în postura de reporter. Cum a fost? Bun, în primul rând mi-a făcut mare plăcere să mă regăsesc foștii colegi sau adversari, unii dintre ei. De fapt, adversar n-a fost niciunul, pentru că cu toți am jucat. Cu Puyol n-am apucat să juc, dar era la echipa a doua. Cu Figo, cu Stoichkov am jucat, Gică toată viața am coincis la echipele la care am jucat. A fost... o experiență extraordinară, pentru că am făcut altceva. Era o chestiune pe care nu știam dacă o pot face. Eu tot timpul am fost de partea cealaltă a camerei, dar a fost cel intervievat. Acum trebuia să intervievezi foști colegi de-ai mei. Bine, uite, dacă ești de acord, putem schimba un pic rolurile acum pe final de emisiune. Ai în față 2 oameni, poți să le pui câte o întrebare. Fără să fie foști jucători, ceea ce nu este simplu. Suntem aici, ia la întrebări. Să încep cu Adi. Te rog. Știu că tu ai fost ziarist. Da, e adevărat. La începuturile tale, de unde trecerea asta de la jurnalism la bucătărie? A fost invers. Pentru că eu mi-am început viața cu bucătăria. Eu am început viața arzând mâncare în bucătăria. Erai jurnalist bucătar. În bucătăria părinților mei și a bunicilor mei și mâncarea a crescut în mine sau facerea de mâncare a crescut în mine odată cu mine și sigur că eu nu m-am văzut fiind bucătar, dar m-am văzut tot așa din motive conjuncturale sau pentru că așa era constituită societatea atunci, adică mama mea mi-a spus
tot timpul, băi, dacă nu te duci la școală, dacă nu înveți, dacă nu te duci să faci un liceu și după aceea te duci la o facultate, termini școala generală și o să te duci la o școală profesională ca toți proștii. Și asta era percepția socială atunci când am crescut eu. Și am terminat școala generală doar că între timp mama a văzut că eu am deprinderea asta și mi-a zis nu, și nu era un liceu cu profil în zonă, ci te duci la școală profesională să te faci bucătar. Ce bune ar fi școală profesională acum. Da, chiar ar ce fi. Și am spus, păi după ce m-ați bătut la cap 8 ani și mi-ați băgat în cap ideea că o să fiu prostul clasei dacă mă duc la profesional, acum ce vrei să fac? Să calc peste tot ce cred eu? Și n-am vrut. N-am vrut deloc. M-am dus la un liceu, am terminat liceul ăla, dar în timp ce eram în liceu am început să și lucrez în radio, pentru că asta era o altă și este în continuare o altă mare dragoste a mea. Tatăl meu se trezea și pornea radio dimineața și eu m-am trezit în fiecare dimineața vieții mele în casa părinților mei cu radioul și mi-a rămas așa în suflet. Toți ne-am trezit așa. Tot timpul la 6 dimineața pornea radioul cel din bucătărie. Da. Avea bună dimineața. Da. Ascultam radio și ziceam și eu vreau să fac asta și pot să fac asta și la 17 ani ce pot să fac lucrul ăsta. Doar că la 19 ani n-am mai avut cum să o evit. Pur și simplu mi-a ieșit în cale atât de brusc că a trebuit să intru și în bucătărie. Lucram în radio și la parterul clădirii unde aveam studioul era un restaurant cu pizzerie și cred că ei nu aveau oameni atunci destui și managerul mi-a spus nu vrei că pierdeam, adică eu aveam programul de dimineață și în restul zilei nu mai aveam nimic de făcut, pierdeam timpul pe acolo prin restaurant și mi-a zis managerul, băi, tu oricum pierzi timp aici toată ziua, nu mai bine vrei să vii din coace de teșgheaua asta să faci pizza și să mai câștigi un ban. Și am zis, ba da, banul nu era o miză pentru mine, n-a fost niciodată în viața mea și când eram copil cu atât mai puțin. Experiența nouă era o miză și în continuare o experiență nouă este o miză pentru mine. Și am început să fac lucrul ăsta și 20.000 de pizza mai târziu eram tot acolo, dar am început să intru și în bucătărie, adică să depășesc zona de teșghea și de cuptor și stau în bucătărie cu bucătarii să văd cum fac aia, cum fac aia, cum fac aia și pur și simplu s-a lipit asta de mine atât de tare și deși am continuat să fac radio, nu am mai putut să mă despart de bucătărie. A fost așa. Super. Când, e rândul meu, nu? Da, când am mai invitat la emisiune, la această cină extraordinară, am zis, măi, trebuie să știu ceva de unde merg, nu? Și cu cine stau de vorbă și... Și ai googlit. Te-am stocărit puțin și am văzut că ai făcut, bine, știi toată lumea de activitatea ta de la Antena 1, apoi știu că ai făcut PR. Da, o perioadă de timp, te-aș întreba, făcând pe reporterul, care a fost cel mai frumos sau interviu care ți-a rămas în suflet ca referință în toată activitatea pe care ai avut-o ca reporter? Cel mai emoționant, dacă vrei, moment din viața mea de reporter TV a fost transmisiunea din piața San Pietro, de la Roma, când am participat la beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea. Și deși nu sunt o persoană bisericoasă, nu merg foarte des la biserică, acolo era o încărcătură emoțională atât de mare încât am trăit și astăzi povestesc cu mare drag acel episod. Momentul în care pe frontispiciul bisericii San Pietro, Sfântul Petru, a fost descoperită fotografia Papei Ioan Paul al II-lea și s-a auzit așa un sunet, un wow trăit de peste 1 milion de oameni care erau pe acolo în piață și pe străduțele adiacente, e destul de greu de descris în cuvinte, dar mie mi-a rămas acel sentiment trăit. Și sper din tot sufletul că o să mă întreb și care a fost... Opusul. Opusul, sunt multe. Am transmis de la evenimente cu mulți morți, inundații, case dărâmate, am făcut interviuri cu președinți de partide și de stat. Uite, singurul politician care m-a refuzat vreodată la un interviu a fost președintele Klaus Iohannis, dar n-am luat-o foarte personal pentru că știe deja toată lumea, Klaus Iohannis nu prea dă interviuri. Însă, și mai e timp cu domnul președinte. Mai e timp, de aceea m-am întors la televizor. Da. Domnule președinte, dacă vă uitați acum la noi, poftiți aici la cină cu mine și cu Adi Hădean, promitem o oră... Gustoasă, minunată. Nu mai avem foarte multă vreme la dispoziție și noi credem că există câteva întrebări cheie care pot descrie cumva un personaj aflat în fața noastră. Ele sunt aici, le-am notat, n-aș vrea să greșesc pentru că aș vrea să le adresăm aici la cină fiecărui invitat care ne calcă în bucătărie. Pregătit? Să începem.
Noi solicităm un răspuns scurt. Dacă necesită cuvinte în plus răspunsul la o anume întrebare, te rog să te simți liber să o faci. Care a fost cea mai mare dezamăgire din viața ta? Meciul cu Suedia, 94. Cea mai mare realizare? Familia. Cea mai frumoasă amintire din viața ta? Sunt multe, mi-e greu să aleg una. Mondial 94, câștigarea Cupei UEFA cu Galatasaray, Cupa Cupelor cu Barcelona. Film acasă sau la cinema? La cinema. Ultimul film văzut, ți-l amintești? Two Pups. Ți-a plăcut? Știam povestea, nu era foarte incitant. Ultima carte citită este? Johan Cruyff. Vacanță în țară sau în străinătate? În Delta. În Delta. La noi acasă, deci în țară. În Delta. De trei ori în Delta, după Delta, locul 1, 2 și 3 Delta, după care celălalt. Am înțeles. Muzică disco, populară sau clasică? Orice fel de muzică. Dansezi? Depinde de moment. Dansezi de regulă? Sunt la petrecere? Foarte bun dansator. Serios? Eu cred că trebuie foarte să facem cumva un format de emisiune și la final încingem o horă, dansăm macedonește, grecește, disco, orice. Nu stau pe scaun. Perfect. Sărbătoarea preferată, Paștele sau Crăciunul? Crăciun. De ce Crăciunul? Cadouri. Dar sunt cadouri și de Paște. Ofer cadouri. Forțat, oarecum. Cine cântă acasă la tine, găina sau cocoșul? O să fiu puțin nesimțit în ce am să spun. Este o vorbă oltenească. Când găina începe să cânte cocoșește, știi ce se întâmplă? Nu. Este ea gâtul. Ce bine că m-am născut în Moldova. Sunt o persoană flexibilă. Eu cred că orice bărbat ar simte o bucurie și un lucru ei sau n-ar când simte că persoana de lângă el poate să-i dea sfaturi și observă că atunci când ține cont de persoana de lângă el și face altfel decât ar dori să facă și rezultatele sunt unele extraordinare, cred că e un sentiment extraordinar. Ce personalitate din România îți poate fi model? Este ultima întrebare. Sunt multe personalități care sunt modele pentru noi toți, nu neapărat doar pentru mine, și că ar fi nedrept să aleg una de aceste personalități. Sunt multe. Ce interesant că îi cerem unui model să ne vorbească despre o personalitate care i-ar putea fi model. Da, modelele bune se fac din modele bune. Din fericire, toți avem astfel de personalități care ne pot fi model. În lumea politică? Chiar așa, în politică nu te-ai gândit să intri? Nu, niciodată. Da, toate curtat, avut... bănuiesc că ai fost. Da, da. Dar știi de ce? În primul rând, nu mă atrage, nu mă pricep la politică. Iar eu întotdeauna, când am jucat fotbal la echipa națională, am jucat pentru români. Eu n-am jucat pentru stânga, pentru dreapta și cred că ar fi, dacă la un moment dat aș lua o razna și m-aș decine să intru în politică, ar fi foarte greu să aleg. Pentru cu toate că avem fiecare dintre noi, nu știu, anumite preferințe politice, dar în orice parte aș intra, ar fi nedrept pentru partea cealaltă. Eu am jucat fotbal pentru români, am fost și sunt al tuturor românilor, dar ar fi imposibil să aleg pentru că aș nedreptăți partea cealaltă sau aș trăda partea cealaltă. Dar te curtează în continuare partidele? N-am avut propunere, îți dai seama, acum cred că mulți de la stânga, de la dreapta? De peste tot. De peste tot, dar nu cred că voi face vreodată politică. Este imposibil. Nu mai avem vreme, deși cred că mai sunt multe întrebări. Rămâne pe o dată viitoare, nu-i așa, Adi? Sunt și întrebări și multe răspunsuri și sunt discuții sau sunt întâlniri de care avem parte în viața asta din categoria la care te gândești că e un pic trist când se termină. Da, sau zici în gând de, Doamne, să mai țină, să nu se termine. Da, ai vrea să mai stai un pic la o vorbă, să mai schimbi o idee, să mai schimbi un gând, pentru că sunt întâlniri rare. Noi putem rămâne aici să schimbăm în continuare idei, dar după ce ne luăm la revedere de la telespectatori. Oricum, Adi Hădean, mulțumim foarte mult pentru masă. Să ne fieze bine. Gustoasă ca întotdeauna, Adi. Gică Popescu, mulțumim foarte mult pentru prezența la cină. Mulțumesc de invitație. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la cină. O seară liniștită!